Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, doctorul Luca, autorul uman al Evangheliei pe care noi o studiem, nu este un medic generalist. Am putea spune că are o anumită specialitate, pildele. Dacă Marco este un specialist al minunilor, Luca este unul al pildelor. Care este motivul pentru care el redă mai multe din pildele Domnului Isus decât ceilalți evangeliști? Destinatarii săi. Să nu uităm, el se adresează unei lumi crescută în cultura grecească, acolo unde una dintre virtuți era dorința de cunoaștere. Ori pildele Domnului Isus, așa cum au fost descrise de cineva, sunt evenimente ale vorbirii și provocări ale intelectului. În ciuda faptului că ele folosesc elementele cele mai obișnuite, elementele cotidianului, elementele de care omul se lovea în fiecare zi, conotația lor este una profund spirituală iar prin sensul lor camuflat era o provocare pentru cei care erau cu adevărat interesați de lucrurile spirituale. Menirea pildelor era aceea de a descuraja pe cei ce încercau să facă speculații spirituale referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, Evanghelia după Luca este foarte bogată în pilde, dar poate cea mai cunoscută este pilda samariteanului milostiv. Înainte însă de orice alt comentariu, să observăm care este contextul în care Domnul Isus ne oferă această pildă. Începem de la versetul 25 din acest capitol 10. Un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Isus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis, Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Isus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Isus: Și cine este aproapele meu? Priviți cu atenție la cuvintele acestui tânăr pentru că sunt foarte interesante. El exprimă nu doar experiența acestui tânăr preocupat de viața veșnică, ci reprezintă atitudinea multora dintre noi. Omul acesta era preocupat de viața veșnică și, din pricina aceasta, a căutat cu insistență să găsească calea și să se asigure că este una bună. Însă calea pe care a căutat-o el a fost calea religiei. El și-a însușit tot ce ținea de reguli, mijloace, restricții, lucruri specifice unei religii. Tânărul acesta face dovada unei bune cunoașteri teoretice, și ceea ce oferă el aici este în cele din urmă definiția pe care însuși Domnul Isus o dă cu privire la lege într-o anumită situație. Deci, nu cunoașterea era problema majoră a acestui tânăr. Dar, dragi prieteni, aici este și începutul lecției pentru noi: cunoașterea nu este suficientă pentru intrarea în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Dacă ea nu este dublată de dedicare într-o relație vie în care cunoștința să fie aplicată, atunci totul este sortită eșecului. Mai mult, tânărul acesta era mai degrabă preocupat de o scurtătură către viața veșnică. Nu cumva, dragul meu ascultător, ai fost și tu prins într-o astfel de capcană? Un alt aspect demn de remarcat aici este acela că acest incident are loc înainte de răstignirea domnului Sus. Înseamnă aceasta că un om poate fi mântuit prin respectarea legii? Da, dar să urmărim raționamentul lui Dumnezeu. Nu cei care aud legea sunt îndreptățiți, ci cei care o împlinesc. Dacă spuneți că puteți împlini legea, trebuie să vă aduc aminte că Dumnezeu vă contrazice. El spune că este imposibil să fiți îndreptățiți prin lege, pentru că nimeni nu poate ține legea. În epistola adresată Galatenilor, în capitolul 2. Pavel spune, nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Iată ce spune Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 8. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, Car ar trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dacă învățătorul acesta lege ar fi fost cinstit, și părerea mea este că nu a fost, ar fi spus, Doamne, am încercat cu adevărat să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu și cu toată puterea, dar nu am reușit. Am încercat să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi, dar am eșuat în chip lamentabil. Prin urmare, cum pot oare să moștenesc viața veșnică? Dar, în loc să fie sincer, onest, învățătorul legii a adoptat această metodă evazivă și a spus: Și cine este aproapele meu? Drept răspuns, Domnul nostru Isus Hristos spune această pilda bunului samaritian. Este o poveste simplă, dar în același timp minunată. Isus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dragii mei, această pildă a fost abordată în nenumărate moduri, găsindu-se o serie de sensuri implicate prin personajele și acțiunile prezente în povestire. Un lucru este cert aici. Ceea ce spune Domnul Isus nu este simplă ficțiune, cel puțin în ceea ce privește posibilitatea ca un om să fi căzut între tâlhari. Ierihonul se afla la circa 27 de kilometri de Ierusalim, și dacă Ierusalimul se afla așezat pe coline, Ierihonul este așezat în câmpiile Iordanului, cam în aceleași locuri unde Ioan Botezătorul boteza pe cei ce-l urmau. Drumul care ducea spre Ierihon trecea printr-o zonă deluroasă, plină de peșteri, locuri unde în mod frecvent se ascundeau bande de tâlhari, precum și grupuri de zeloți care atacau oficialitățile romane. A cădea în mâinile tâlharilor nu era un lucru tocmai neobișnuit. Dar nu acesta este punctul asupra căruia vrea Domnul Isus să atragă atenția. El nu atrage atenția atât de mult asupra faptului că un om este lăsat aproape fără suflare, ci mai degrabă asupra celor ce trec pe acolo și atitudinile pe care ei le au. Dragii mei, Domnul nu ne atrage atenția asupra răului care există în această lume. El există, este real. Dar importantă este atitudinea noastră față de rău. Primul care trece pe lângă cel căzut este un preot, un slujitor al templului. Acesta nu schițează nici măcar un gest de apropiere față de cel căzut, ci trece mai departe văzându-și de drum. Acum, noi facem apel, de obicei, la câteva lucruri pe care noi le cunoaștem în ceea ce privește rolul preotului. El este cel care, de obicei, îi reprezintă pe oameni înaintea lui Dumnezeu și ne așteptăm ca el să fie mai degrabă asemenea lui Dumnezeu și nu omului pe care îl reprezintă. Ne așteptam ca preotul să intervină și să facă ceva pentru omul aflat în suferință. Dar nu se întâmplă așa ceva. Ceea ce noi uităm sau ignorăm este o anumită normă, potrivit căreia preotul nu putea să se amestece chiar în toate problemele. De exemplu, el nu putea să se atingă de un mort. Ori, omul acela era aproape mort, iar el nici nu avea de unde să-și dea seama. Pe de altă parte, în religia mozaică, erau anumite tradiții potrivit cărora nu puteai să ajuți pe oricine. În Cartea Apocrifă, Înțelepciunea lui Isus Hirach, în capitolul 12, scrie așa. Dacă faci un bine, să știi cui faci și vei avea mulțumire pentru fapta ta. Fă bine celui binecredincios și vei afla răsplătire. Sau, dă celui binecredincios și să nu ajuți pe cel păcătos. Observați, dragii mei, care este mesajul Domnului Isus. Chiar dacă preotul ar fi fost un om bine intenționat, el era prins într-un sistem religios care făcea foarte dificil pentru el să exprime tocmai ceea ce era învățat să exprime. Dragostea, compasiunea. Cu alte cuvinte, Domnul Isus spune aici că nu fiind parte unui sistem religios, ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Dar să ne uităm și la cel de-al doilea personaj, Levitul. El era ajutorul preotului, un fel de subordonat. Cineva presupunea că Levitul l-a văzut pe preot trecând pe lângă cel căzut lângă drum. În această situație, probabil, rațiunea Levitului a fost: Dacă șeful meu nu s-a implicat, de ce aș face eu? Este aici o declinare a responsabilității pe bazele puterii exemplului. Nu de puține ori am auzit de persoane care, invitate fiind să accepte o relație cu Domnul Isus, spuneau. Nu mă interesează. Unde merg ceilalți, merg și eu. Domnul Isus ne atrage atenția că exprimarea principiilor divine, principiilor care dovedesc prezența împărăției în viața noastră, nu trebuie să depindă de curentul general, de opinia celor din jur. Este o alegere personală, așa cum este o responsabilitate personală înaintea lui Dumnezeu. Interesant este modul în care Domnul Isus spune această pildă. El prezintă totul cu o anumită direcție, îndreptându-și auditoriul către un punct culminant. Primul care apare în scenă este preotul. Faptul că el nu face nimic în sprijinul celui în suferință nu naște prea multe reacții. Aducerea în scenă a levitului, care se comportă la fel, se poate să fi determinată oarecare reacție de dezaprobare, dar acum toți așteptau să vină cel de-al treilea mai mult ca sigur că ei se așteptau să vină un nobil evreu care să-l ajute pe cel căzut. Dar, surpriză! Domnul Isus aduce în scenă pe unul la care ei nu s-ar fi așteptat niciodată, un samaritean. Cu siguranță, această introducere în scena unui samaritean a stârnit reacții. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și a zis, Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Cel mai disprețuit personaj pentru ei ocupa poziția principală în povestirea Domnului Isus, aceasta a determinat cu siguranță reacții violente. Dar aceasta și urmărea domnul nostru. El dorea să-i facă să înțeleagă că viața veșnică nu este o problemă de reguli și religie, nici una a exemplului general, ci o problemă de inimă, o relație în care este investită compasiune, dragoste, grijă. Cineva a spus că în această pildă sunt prezente trei categorii de oameni care reprezintă trei filozofii de viață. Prima este reprezentată de tâlhar. Filozofia lui spune, ce al tău îmi aparține. Corespondentul acestei ar fi în socialism sau în comunism. Apoi avem preotul și levitul. Filozofia acestora este, ce am eu, mi-aparține numai mie. Acesta este individualismul feroce, dus la extrem. Să dispară lumea, eu tot voi obține ce mi se cuvine, Recunoașteți cumva în aceasta capitalismul păgân? Pentru că despre el este vorba. Dar îl mai avem și pe bunul samaritian. Filozofia lui spune, ce al meu este și al tău. Aceasta este poziția creștinismului. Ce am eu ți aparține și ție, dacă te pot ajuta? Cei care vorbesc despre socialismul creștin nu recunosc faptul că este vorba de două concepții total diferite. Aici este vorba de dragoste. Sigur că Domnul Isus Hristos a dorit ca noi să adaptăm această pildă la situația fiecăruia dintre noi în locul în care trăim. Ni se spune că un om a plecat de la Ierusalim la Erihon și a căzut în mâinile tâlharilor. Aceasta este o imagine a întregului neam omenesc. Este neamul care vine direct din Adam. Omenirea a venit de la Ierusalim, locul în care s-a apropiat de Dumnezeu, spre Erihon, orașul blestemat. Omenirea a căzut în păcat. Drept urmare, acest neam omenesc a descoperit că nu are nicio speranță, că nu are puterea de a se salva. Oamenii au pierit în nelegiuiri și păcat. Acest om care a căzut în mâinile tâlharilor era pe jumătate mort. Tâlharii sunt o imagine a diavolului care, cum ne spune Ioan în Evanghelia sa, a fost un ucigaș încă de la început. Referitor la acest subiect, Domnul spune, toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Când au venit să-l prindă pe Domnul Isus, el a spus, Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Diavolul este un tâlhar și Domnul nostru a fost răstignit între doi tâlhari. Interesant, nu-i așa? Dragii mei, nici ritualurile, nici ceremoniile, nici legalismul nu ne pot mântui. Când ritualurile, ceremoniile, legalismul și religia nu au mai putut face nimic pentru mântuirea omului, atunci a venit Hristos. El poate să vindece rănile celor cu inima zdrobită. El este cel care poate să-l ia pe păcătosul pierdut, pe jumătate mor din cauza păcatelor, și să-l ajute, să-l vindece. Această pildă are o semnificație foarte actuală pentru fiecare dintre noi. Orice persoană pe care o puteți ajuta este aproapele vostru. Aceasta nu înseamnă că numai vecinul este aproapele nostru. Oamenii au nevoie de Hristos, care este bunul samaritan. Se vorbește mult despre răspândirea Evangheliei până la marginile pământului, dar se depune prea puțin efort pentru ca oamenii să audă mesajul ei. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, vă voi da un exemplu un tânăr i-a scris următoarele rânduri fetei căreia îi făcea curte. Aș urca și cei mai înalți munți pentru tine. Aș trece în not prin cele mai adânci râuri. Aș traversa marea cea mai întinsă și aș înfrunta deșertul arzător. Iată ce aș face pentru tine. După care urma un postscriptum. Dacă nu plouă miercurea viitoare, am să vin să te văd. Cam așa este și cu devotamentul creștinului față de Domnul Isus Hristos, dragii mei. Lumea de astăzi este ca omul care a căzut în mâinile tălharilor și are nevoie de ajutorul nostru. Lumea are nevoie de Hristos. El nu numai că ne va salva de la nec, dar ne va învăța și să notăm. Ritualurile și formalismul îl văd pe om necându-se și strigă: Înnoată, frate, înnoată! Dar omul nu știe să o facă. Legalismul, liberalismul se apleacă peste buza propastei și spun omului căzut: Ține-te bine, rezistă! dar omul nu mai poate să se țină de acel punct fragil de sprijin. Isus Hristos este Cel care m-a ridicat pe mine și la fel vă poate ridica și pe voi. Acesta este mesajul pildei bunului samaritian. Dar să vedem ce face Domnul Isus mai departe. Pe când era pe drum cu cenicii săi, Isus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele ei. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis, Doamne, nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute! Drept răspuns, Iisus a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Fără a intra în prea multe detalii, este suficient să spunem că Maria își făcuse partea și apoi s-a dus să se așeze la picioarele lui Isus. Marta, o persoană cu suflet bun, s-a îngrijit de toate și adevărul este că, fără ea, ei nu ar fi avut parte de acea masă bogată, probabil. Dar la un moment dat, ea s-a simțit cuprinsă de frustrare, din cauza că era ocupată cu prea multă treabă. Poate că s-a întins după o tavă care s-a dovedit a fi prea îngustă, pe care a căutat să apuce alta, care a căzut de pe raftul de sus. Era prea mult pentru ea, așa că a ieșit din bucătărie și a spus ceva ce, în alte condiții, nu ar fi spus. Domnul a fost blând cu ea, dar i-a spus, Maria și-a ales partea cea bună. Dragul meu prieten, poate trăși și tu prin confuzii, frustrări, ajuns și tu la o răspânte a vieții din care nu știi încotro să apuci. Atunci, așează-te. Vino și stai la picioarele Domnului Isus. Caută în cuvântul Lui să vezi ce vrea El să-ți comunice. El te va ajuta să-ți împlinești sarcinile din casă, de la serviciu, din familie. Te va ajuta să cureți mai bine podeaua, să mături mai bine curtea, să ridici un gard mai solid, să înveți mai bine lecția pentru mâine. Munca ta la birou va fi mai ușoară și vei putea să-ți conduci mai bine mașina. Dar fă-ți timp să stai la picioarele lui Isus. Maria a ales partea cea bună. Dragii mei, avem nevoie de aceste lecții. Avem nevoie uneori să ședem, nu să activăm prea mult, nu să fim implicați în prea multe, ci mai degrabă să ședem la picioarele Domnului, să auzim ce vrea să ne comunice, să facem liniște în noi, să facem liniște în jurul nostru și să-i dăm voie Domnului nostru să ni se adreseze. Minunată aceste lecții! Nici nu se putea o mai bună continuare a pildei samariteanului. Trebuie să recunoaștem că nu avem forța necesară pentru a trăi, așa cum exemplifică Domnul Isus viața de creștin. Tocmai de aceea avem nevoie să stăm la picioarele Lui pentru a primi de la El și dorința și puterea de înfăptuire. Iată, dragi prieteni, cât de importantă este apropierea de Domnul nostru. Și chiar Ascultarea acestor programe face parte dintr-o ședere la picioarele Lui. Fie ca ea să aducă în noi pacea, liniștea, dar mai mult și dorința de a fi așa cum ne învață El, de a fi în așa fel încât numele Lui să fie înălțat, glorificat de cei din jurul nostru. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.